în momentul în care vine să ne amintească un lucru pe care mai bine de 5 ani în urmă l-am gândit sau mai bine zis, dacă vin Marius și mai cei din comunitatea pentru că mănânci am plătit cu drag. Este vorba de povestea unui festival și care să salut prezența unor oameni dragi și veniți din, nu știu, diverse colțuri ale României, care au fost cumva la un sol cu ideea de a dezvolta la Gărmănești și un festival de plus. Sunt tare bucuros că am reușit să ne vedem astăzi seara și tare bucuros că am reușit să avem în fața noastră o caște scrisă de Marius Manta, povestea lui festival. Aș vrea, Marius, să ne povestești mai multe despre această poveste frumoasă, care mi-aș dori să nu se termine aici. Poate să vorbim de povestea unui festival la 18 ani, la 20 de ani, de ce nu și la 50 de ani. Te rog, Marius. Seara, bine ați venit la Dărmănești. Iată că s-au împlinit 5 ani de când facem Bluzul de Gardă la Dărmănești. A fost o idee vorbită cu multă nebuneană, într-o perioadă foarte dure, într-o perioadă în care alții închideau ne-am deschis, într-o perioadă în care cultura nu s-a simțit și nu se simte nici acum foarte bine în Republica România. Pe 20 august, puține zile în urmă, s-au împlinit 160 de ani de la nașterea lui Ion Ilie Brădeanu, care avea o vorbă: fără cultură, e greu să închegi democrație solidă. Dărmănești a fost o localitate care, în trecut, însemna ceva. Era rafineria de la Dărmănești, era baza de aprovizionare de la Dărmănești, erau două fabrici de mobilă în Dărmănești, era centru de fructe de pădure în Dărmănești. Acum acestea sunt amintiri, dar prin intermediul culturii, let's make Dărmănești great again. Încercăm să facem Dărmăneștiul din nou mare. Mulțumesc în primul rând domnului primar că a pus umărul la acest proiect, care împlinește anul acesta 5 ani. Vom trage o linie în septembrie și vom vedea care vor fi pașii noștri în viitor. Avem o propunere de a dezvolta acest eveniment în Germania. Poate vom începe acest proiect în Germania. Poate vom continua la Dărmănești. Vom vedea ce se va întâmpla. Dacă această zonă își dorește acest festival, vom continua. Vom gândi la final de septembrie. Dar sunt bucuros că s-au împlinit 5 ani în care artiști din Statele Unite, din Marea Britanie, din Germania, din Franța, din Elveția, din Italia, din Austria, au venit la Dărmănești și au prezentat localitatea Dărmănești sub o altă imagine decât cea clasică. Suntem în România, în regiunea Moldova, în județul Bacău, care are un anumit specific. Și cred că înțelege toată lumea ceea ce vreau să spun. Îi mulțumesc lui Marius Manta că vreme de 5 ani a fost un prieten fidel al festivalului și a reușit să închege această carte, care nu e nici Frații Karamazov și nici
o altă idilă modernă. Cărți scrise la altă parte. Cărți scrise la altă parte, da. Mulțumesc. Așa e. E o carte scrisă aici, cu mult suflet, în care sunt mulți oameni care au fost alături de acest eveniment, care și-au pus pasiunea, banii și care și-au dorit ca Dărmăneștiul să fie mare din nou. Avem speranța că suntem pe drumul cel bun și putem face lucrul ăsta. Dar numai împreună. Eu cred că am vorbit mult și scopul întâlnirii ăștia ar trebui să ne spună Marius. Dar dacă Alexandru... Deci lasă-mă pe acum. Deci primul așa, o să începem cu un amănunt de poliție. În primul rând trebuie să iau o gură de apă. Într-o emisiune noaptea, la Radio România Autorități, primarul pe care l-a răzbătunul s-au prezentat, domnul Toma Constantin, primarul de Mărășturi, Marius Diavolescu, organizatorul festivalului, spune asta pentru cei care vă răspund pe televiziunea care transmite live evenimentul, mi-au spus că vor să facă un festival de blues. Eu habar nu aveam nimeni la Mărășturi până să ajung aici. Venise pentru cimitirul Uzu, scandalul celebru de la vremea respectivă, am vrut să iau subiectul la Radio România Actualități. Când am auzit că vor să facă un festival de blues, am mai luat o gură de apă la vremea respectivă. Și am spus, ok, dacă îl faci, nicio problemă, vin aici și pro bono sunt alături de voi să îl demarați. Vă mulțumesc sincer, nu am crezut că o să fac. A venit și pandemia, n-a. A fost mai greu de vedere, l-au făcut. Am venit aici, suntem la 5-a ediție, prieteni. Este unul dintre cel mai bun festival de blues din România. Când te uiți la lista care deschide în fiecare seară programul, cresc, este cap de sedie din altă parte, vă fericit. Mă bucur foarte tare că există această carte. I-am scris pe fața, că suntem mai multe acolo, felicitări autorului. Este foarte bine ca un eveniment cultural de noata învergură să aibă și o carte, pentru că lucrul ăsta rămâne. Sper că evenimentul să rămână aici, să aibă un pui în Germania și sunt alături de voi. Pentru mine, efectiv, sunteți o minune. Nu n-aș fi pariat nici măcar 50 de bani ca acest eveniment se face. Acum aș fi Olin. E timpul să vorbească oameni, scriitori. Adrian Crețu sunt, scriitor, critic literar. O să vorbesc mai puțin despre festival și mai mult despre carte, despre autorie, despre Marius. Despre Marius Manta sunt mai multe de povestit. Primul și cel mai important lucru pentru ziua de azi este apariția acestui muru aici la Dărmănești, unde de an bun de zile se desfășoară un festival de blues care adună mâine sonore din lumea muzicii acestui gen special. Acest lucru este extrem de admirabil și mai ales de promovat, pentru că multe orașe mari ale României nu se pot lăuda decât niște festivaluri deșanțate cu mici, cu caie de bere și muzică dubioasă. De aceea felicitări eu pentru tot ce se întâmplă aici. Pe Marius Manta îl cunosc de mult timp, de ultima perioadă ca prieten. El are mai multe chipuri pe care îi urmăresc cu interes și care merită menționat. Gazetar, profesor de limba și literatură română, poet, critic literar, esenist, redactor la Ateneul Băgăoan, membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, sau deputat în adunarea eparhială a Episcopiei Române și Bacăului. E autor al cărți de diverse genuri, debutând în 2014 cu volumul de critică literară
și a primit onoare pe premii culturale. De aceea e o reală surpriză de ce încă nu este membru al Uniunii Scriitorilor. Iar acum, prin această carte, îl descoperă și ca iubitor de muzică de calitate, degustător de lux. Deși știam că apreciază și un film degustător al muzicii clasice, deoarece ne ciocnim foarte des la concertele filarmonice din Bacău. Prin volumul acesta, Marius Manta abordează și se folosește de tehnica de loc facilă la interviu, în calitate de intervievator, pentru a radiografia ceea ce începe să se constituie, încet, încet, în fenomenul festivalului de blues anual de la Dărmănești. De altfel, nu e prima oară când scoate o carte de interviuri. În 2000 a publicat un volum de interviuri la editura Studiului de Bacău, care reunește peste 30 de interviuri cu diverse personalități ale culturii române, care activează în cele mai variate domenii. Muzicieni, pictori, etnografi, teologi, filozofi, șahiști, sculptori, soprane, comune, chiar fără. Deci, meșteșugul interviului nu este deloc străin din Marius Manta, care în volumul acesta ne povestește despre nebunia unui om împătimit de plus, Marius Teacănescu, care nu s-a oprit până nu a transformat această nebunie într-un mic miracol, producând un festival internațional de plus la Dărmănești, care deja a ajuns la rotunda vârstă de 5 ani. De ce la Dărmănești? Fiindcă aici s-a vrut și mai ales s-a putut, cu implicarea autorităților locale, atragerea de sponsori, cu organizare minuțios gândită și executată și cu mulți voluntari. John Lee Hooker zicea: "The blues tells a story. Every line of the blues has a meaning." Adică muzica blues e o poveste. Fiecare vers are înțelesul său. Cartea lui Marius Manta spune o astfel de poveste, care merită spusă, dar acest festival, care a crescut organic din războiul venirii cu pandemia COVID, care a fost și război organizatorilor acestui eveniment, începând din 2019, condiții foarte grele, și care anul trecut a terminat cu o participare internațională extraordinară. Dar anul acesta promite de asemenea foarte. Cartea lui Marius Manta se sprijină pe trei pilori. Tehnica interviului, subiectul și contextul. Acest festival de excepție care își merita și cartea sa. Marius Manta reunește în acest volum 15 interviuri cu organizatorii și cu nume cele din partea internațională a publicului. Dar creionează prin preambulurile din acest volum și o istorie a Dărmăneștii, precum și a fiecare ediție anterioare a festivalului, oferind o perspectivă holistică. Volumul adaugă greutate acestui eveniment, îi oferă și o mai mare credibilitate și reprezintă o mărturie despre culisele și munca enormă din spatele festivalului Blues in the Garden, care nu are decât un scop. Haideți să ne întoarcem la blues. Cred că a venit rândul lui. Mulțumesc tare mult! Mulțumesc pentru tot, iar despre acest tot voi spune, voi încerca să detaliez câteva aspecte. S-au spus sigur lucruri absolut corecte despre festival și despre toți oamenii cu inima mare de aici. S-au spus lucruri probabil prea lucruri despre mine și despre această carte. Despre o carte care totuși, dacă o să aveți, eu știu, curiozitatea, veți găsi timpul să o parcurgeți, veți vedea că este, ea poate un mesaj, acela de a veni la un soi de agape, de a veni la o sărbătoare. Nu o sărbătoare neapărat extrem de pretențioasă, cât o sărbătoare a inimii, o sărbătoare a bucuriei. Am înțeles de mult timp că în momentele care contează cu adevărat, cel mai bine este să apelez la formula aceasta a mărturisirilor,
să iei haina aceasta și să încerci să spui cât se poate de direct ce ai intenționat, cum ai simțit și așa mai departe. Sigur, motivația acestei cărți o veți vedea cumva creionată într-un material existent acolo, ca un soi de prefață, ca un soi de motivație, cum ziceam mai înainte, albastru de Dărmănești, cu plecare, punct de plecare într-o altă sintagmă pe care o cunoașteți cu toții foarte bine. Ce se întâmplă? Mai întâi și mai întâi nu am știut, nu am crezut în urmă cu ceva timp că mă voi simți bine în haina aceasta exclusiv a jurnalistului cultural și că voi ieși și chiar voi lăsa în urmă abar n-am, textul, lucrul cu textul, critica literară, dacă vreți să o numim așa ceva, sau eu știu, alte formule complementare. Dar am știut dintotdeauna o chestiune pe care o port cu mine mereu, în inimă, că cuvântul și sunetele au fost în universul meu, mi-au creat universul, m-au făcut să trăiesc și să simt frumosul. Mi-aduc aminte că unul dintre primii scriitori care m-au fascinat prin clasa 8-a a fost Borges. L-am citit atunci și am înțeles o țâră, o dâră. Dar dâra aia a creat un alt univers și după aceea încă unul și l-am tot reluat și tot așa. Și Borges ne-a zis că până la urmă, lumea asta poate fi privită ca o mare bibliotecă. Cred că în cazul meu, n-aș spune că am avut noroc. Norocul nu e un cuvânt care să mă definească, dar ceva așa s-o fi întâmplat pe undeva prin stele, încât biblioteca mea e formată din cuvinte și sunete. Așa încât cartea aceasta e o carte, cum vă ziceam la începutul micii mele intervenții, o carte a bucuriei, o carte care, iată, se așează în fața ochilor dumneavoastră cu această dorință de a ne simți bine împreună în acest festival minunat, în acest spirit aparte. Și pentru asta și pentru tot ceea ce a fost și mai ales de ce nu pentru ceea ce o să fie de acum înainte, sper eu, festivalul acesta Open Air plus Dărmănești, povestea poate să meargă mai departe. Eu mi-am permis cumva așa o țâră de obrăznicie să pun un titlu cumva general și care sfidează timpul, povestea unui festival. Sigur, nu e povestea unui festival care să se fi terminat, ci care, cred eu, de-abia de acum începe. Da, ne aducem aminte în liniile culturilor asiatice sau de la Eminescu și așa mai departe, că prezentul e recunoscutibil și prin trecut și prin viitor. Așa încât cred că acest festival, citit cum trebuie, auzit cum trebuie, participat la el așa cum probabil că o veți face, o să împlinească acea bucurie, iată, rostesc cuvântul ăsta pentru a treia, a patra oară. Sper să fie un companion plăcut. Așa este, nu e un frații Karamazov, așa, nu e un Dostoievski, nu e vreo carte mare, dar e o carte pe care puteți să o țineți în brațe atunci când fredonați și pe care să o deschideți și să vedeți, de fapt, răspunsurile pline de energie, curiozitățile pe care le-am adresat celor care se regăsesc în acest volum. Un volum care vă vorbește despre o familie până la urmă. Pentru că interviurile nu sunt doar cu cei de pe scenă, ci sunt cu întreaga familie a festivalului de la Dărmănești, cu sponsori, cu factori decidenți, cu festivalieri, cu așadar cu oamenii de pe scenă, cu oamenii
în spate cu oamenii din lumina reflectoarelor, cu oamenii din umbră și așa mai departe. Mie nu-mi rămâne acum, sigur, aș trebui să vorbesc mult mai puțin decât atât. Vă mulțumesc că sunteți aici alături de mine. Îi mulțumesc lui Marius pentru că, uite, să știți că m-a susținut fantastic în demersul acesta. Eu nu credeam că, eu știu că am forța, că cartea asta se va întâmpla, dar iată că a fost să fie până la urmă și lucrul acesta îl datorez lui Marius în bună măsură. Sigur, vă mulțumesc încă o dată dumneavoastră, tuturor celor care sunteți aici. Mulțumesc încă o dată domnului Alexandru Rusu pentru bunăvoința de a fi scris rândurile pentru prefață și sper ca de mâine încolo să găsiți ceva temei uitându-vă când la carte, când pe scenă. Mulțumesc tare! Nu aș vrea să închidem acest eveniment al nostru, această bucurie a noastră, fără a da cuvântul unui prieten constant al festivalului nostru, domnul Cosmin Păcuraru, pe care îl rog foarte mult să ne spună câteva cuvinte. Este unul pe care îl găsiți în contribuitor să-l verifica, este unul care scrie despre securitate, pentru că scrie, nu scrie și cărți, dar este un pasionat de bucurie. E în stare să ducă oriunde în conceptul lui ăsta ca să vadă lui Dumnezeu. Cosmite. A, și e prezentul. Deci, cum mă simt, matrația de mânică e banca la cu țăran care duce mustaga la târg și vine unul și zice, băi, dar tu nu vezi că n-are dinți, nu vezi că e slab, nu vezi că e zigărit, cam așa. În cazul meu, e adevărat, n-am zis, dar promit, în 3 săptămâni mi-i cred că motivația mea, eu am scris două articole de plus mai mari, în contributor Spotnus, primul, eu spun numai de pași de Crăciun, despre altceva în afară de prostiile de care zicea Alex. După aceea, de Crăciun, am scris despre geopolitica bluesului și explicam de ce în unele zone, în special zona de Europa de Est, bluesul, fie vorba în noi, ceea ce ascultăm noi, se numește într-adevăr blues. Dar, de fapt, e un rock bun, de bună calitate. De ce în zona asta a avut și are în continuare, de fapt, are în continuare o audiență mai mare, pentru că cei din vest îl aveau și aveau acces la el și acum chiar discutam cu prietenii festivalului în Occident, publicul de blues este un public foarte, foarte bătrân, confirm, așa e. Și la noi nu e chiar așa de bătrân. Ce se întâmplă? Noi până în 1990 am fost privați de... Făceam un mic grafic cu benzi, cu vinil, cu... Și doar câțiva dintre noi, să vă mai amintesc cum se trăgeau casetele, nu vă mai amintesc. Fiind privați, ne-am creat propriile noastre Woodstock. Cum e posibil ca într-o țară destul de mică să avem atâtea festivaluri? Primul, București, care e în aprilie. Al doilea, în iunie, ăsta nu, prima ediție a fost la lângă Tuzla, în Ungurile, pe undeva. Tuzla. Nu, lângă Tuzla. Ok. Al treilea a fost la Pătigraful, în București. După aia a venit Brezoiul. După Brezoi a fost Brașovul. După Brașov urmează Dărnănești, se știe,
Și după Dărmănești mai urmează încă un festival la Brașov. Culmea e că mai nu știu ce s-a întâmplat acum cu festivalul de la Tulcea, nu știu dacă se menține. Ne pare rău că a dat afară amicul de la Bacău care putea să dea drumul la un festival mișto, iar oricum era anunțat. În fine, îmi pare rău. De fapt, noi de ce suntem aici? Pentru că suntem oameni mișto. Toată lumea e mișto, ne distrăm, muzica e asta care știm. Dar și ei deja am vorbit foarte mult, m-aș putea să te zâmbem. Și să-l aplaudăm pe domnul, pe domnul. Păi cred că e suficient, nu? Șampanie! Șampanie! Dacă sunt întrebări din partea presei, desigur. Dacă se dau autografe? Se dau, se dau. Se iau. Și unde putem găsi cartea ca să și prietenilor să le recomandăm? O să găsim un festival și o să găsim pe comandă ulterior. Fără probleme. Sigur. De ce duci? Da. Să știți că ideea de cultură, nu știu dacă ține de blues, de folk, de populară sau de rock. Eu am spus în puține cuvinte că pentru mine muzica e ca o rugăciune pentru suflet și chiar susțin de ce am spus, e ca o hrană așa. Iar acest festival vine să ne amintească că avem și suflet. Și am văzut pe chipurile multor oameni care au venit la Dărmănești bucurie. Și atunci dacă acest festival de blues ne aduce bucurie, îl susținem și mergem mai departe. E posibil să ne aducă bucurie și, nu știu, poate un festival de muzică populară. Dar la momentul la care noi am gândit împreună cu Marius, am zis că e ceva deosebit pentru Dărmănești și mă bucur tare mult că am luat această decizie împreună și că am reușit să susținem ideea. Eu mi-amintesc cu drag de momentele alea, nu mi-a fost niciodată teamă că nu vom duce acest festival mai departe. Dacă am avut o teamă, am avut atunci când bunul meu prieten, Marius, a avut o problemă de sănătate. Pentru prima dată m-am gândit atunci că trebuie prima dată să rezolvăm problema cu Marius și după aia cu festival. Așa că mergem înainte. Mulțumesc! Am încercat ca de altfel la fiecare ediție să aducem artiști din diferite genuri. De la bluzul clasic, să zic eu, al lui Vali Răcilă și Raul Cușac, Soul Serenade, da? La blues rock-ul lui Jamel Richardson sau chiar al lui Stephen Hall, la blues rock-ul modern al lui Solomon Hicks, la blues rock-ul lui Felix Rabin. În festival va fi prezent și Luca Giordano și Gigi Thames, Brave Rivers din Marea Britanie, Bonesnakers din Statele Unite. Deci avem artiști care vin pentru prima dată în România, mare parte dintre ei. Am mai spus lucrul ăsta de vreo câteva ori. Nu ne dorim să fim nici cei mai mari, nici cei mai tari. Nici din România, nici din galaxie. Vrem să aducem nume noi, în nume de tineri care se afirmă în Statele Unite, acum, avem o legătură cu Buddy Guys Legends și cu Grand Zero din Statele Unite, de acolo ne alegem în mare parte
artiștii care sunt promovați la începutul carierei în Statele Unite și încercăm să creăm o atmosferă pentru familia Blues in the Garden. Încercăm să arătăm tinerilor, pentru că pentru ei am pornit evenimentul acesta. În momentul în care am pornit, am discutat cu domnul primar despre acest eveniment, ne-am gândit în primul rând la tineri. La tinerii de pe Valea Trotușului, la tinerii din județul Bacău, care să aibă o alternativă. Niciodată nu am fost de acord cu ideea de a acuza pe tineri că sunt nu știu cum, că stau toată ziua cu ochii în computer, cu ochii în telefon, că sunt inculți chiar, năstrușnicii dintre astea. Dar în primul și în primul rând trebuie să ne arătăm cu degetul pe noi și să ne întrebăm ce le-am oferit tinerilor ăstora. Pentru că până la urmă și la coadă ei primesc ceea ce li se oferă. Și dacă li se oferă, nu știu, pentru mine e greu să pronunț cuvântul ăsta, dar o să-l fac, artă de proastă calitate, atunci nu trebuie să ne mirăm că avem ceea ce avem. Dar înainte de a acuza, trebuie să ne uităm noi în oglindă și să vedem ce le-am oferit. Și atunci încercăm prin evenimentul ăsta să oferim o alternativă la muzica cântată de computer, la muzica cântată la USB și la tot felul de năstrușnicii. Există muzică cântată de oameni. De oameni pentru oameni. De la inimă la inimă. Vibe-ul creat de un instrument pe scenă și de un artist foarte bun cu festivalierul, cu publicul ascultător, nu poate fi niciodată similar cu vibe-ul creat de un computer sau un USB sau de o inteligență artificială. Or fi și astea. Dar eu sper să fie în anii în care eu nu o să mai fiu pe aici. Adică nu-mi doresc să ajung vremurile alea. Nu. Spuneți-mi, lucrul actual care descrează foarte am mai spus lucrul ăsta, Willie Dixon a spus bluesul e rădăcina tuturor lucrurilor în muzică. Din blues se trag toate. Bluesul e de fapt despre omul de culoare care se întoarce acasă de pe plantație, care își toarnă un jack, stă pe prispa casei și cântă la chitară. Fie îi cântă de dragoste soției care îi face mâncarea, fie cântă o muzică de revoltă pentru albul care l-a biciuit pe plantație. E simplu. Și de aici s-au dezvoltat multe lucruri. Fie tehnică de chitară, fie tehnică de saxofon, fie, dar în esență, bluesul e fie despre revoltă, fie despre iubire. Da, da, da. O iubire pierdută, părăsită. Da. Mulțumim, mulțumim. Acum avem niște cărți. Domnul Manta e pregătit cu două rânduri de pixuri să vă acorde autografe sau stilouri, mă spuneați. Așa că nu ezitați. Vă rog.